De fiecare dată când ne găsim într-un loc ca acesta, prieteni dragi, numărul nostru are cea mai mică importanță. Prezența lui Dumnezeu are toată însemnătatea. Îi mulțumim lui Dumnezeu din adâncul sufletului, cea din tâi biserică a început cu două persoane. Și acolo unde doi s-au adunat pentru numele lui, acolo a fost el. Aceasta e totul. Vom continua prin harul bunului Dumnezeu cu partea prezentării de în după-amiază aceasta care se ocupă de chemare sau de vocație noastră. Vocație înseamnă chemare. Ce riscant este să faci un lucru pe pământ, ce chinuitor și pur și simplu este întuneric atunci când ești chemat să faci ceva și nu știi precis despre ce este vorba, băi și te chinui și îți cauți locul și... N-ai înțeles despre ce, cum numim noi aici, job description. T ce am de făcut? Care este partea mea în treaba aceasta? Și când devine clar lucrul acesta, ai un alt curaj, știi, știi ce faci, știi, cum, știi unde mergi. Când Dumnezeu a creat toate lucrurile, a pus în dreptul lor un anume obiectiv, să fie o întindere între ape care să despartă apele de ape, să fie cu tare lucru care să, să fie, să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și el să administreze lumea în imaginea noastră, după cum Dumnezeu administrează cerul. De aceea s-a și născut rugăciunea precum în cer, Așa și pe pământ. Și aceasta se referă cel din tâi și cel din tâi la casa noastră. Sunt, probabil, și chiar aici, de față, poate sunt persoane care se gândesc, nu are nicio legătură cu viața mea, eu nu, nu am nici familie, -am... se gândește cineva. Nu, la Dumnezeu nu există așa ceva. La Dumnezeu există cu totul alte valori și Deborah, spre exemplu, se ridică, așa cum scrie Scriptura, ca o mamă în Israel asta este... E vorba de mii, milioane de oameni care au numit o mamă. Nu? Și Isaia 51 spune despre un om care nu are nici copii, nici familie, zice săracul, eu sunt un copac uscat, ce să fac? Domnul spune, asta este în lume, dar nu la Dumnezeu. Fii atent ce a spus Dumnezeu. Dacă tu ești credincios lui Dumnezeu, planul lui cu tine este de așa natură că îți va da un nume mai presus de fi și fiice. Acesta este Domnul și astăzi o să învățăm cu privire la vocația noastră. Nu știu câți dintre voi v-ați băgat pielea la saramură să citiți cartea uh, Umpleți vidul a lui Wurmbrand, dar pe vremuri, nu acum, acum o luăm de la, de, de la colțul străzii, o cumpărăm. Atunci când citeai cartea aceasta, dacă se afla că citești cartea aceasta, erai legat, dispăreai definitiv. E umpleți vidul a spus el. Și în carte s-a referit la faptul că ateismul a smuls din inimile oamenilor pe Dumnezeu și credința în Dumnezeu și n-a pus nimic acolo. A creat un cumplit vid. Și el spune, umpleți vidul acesta cu prezența lui Dumnezeu. Pământul era pustiu și gol, scrie Scriptura. Și chiar după ce a fost născută și creată familia, omul după chipul lui Dumnezeu, încă este pustiu și gol. Și atunci Dumnezeu a spus: Umpleți pământul acesta. Și umplerea pământului nu era formată de. nu era legată de numărul oamenilor care aveau să-l umple, ci era legată de sufletul lor, de natura sufletului lor. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării, de apele care îl acoperă. Prin cine avea să împlinească Dumnezeu acest lucru prin familie. Și obiectivul lui Dumnezeu, așa cum foarte frumos ne scrie cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Maleahi, ce alta cere Dumnezeu de la tine, el care a fost martor al legământului căsătoriei tale, el este garantul, ce alta cere el de atinge decât sămânță dumnezeiască? Vă rog să rețineți expresia. Sămânța însemnează copiii, familia noastră, nu? cei ce se nasc din noi, dar nu este vorba de fi și fiice sau de odrasle, ci este vorba de natura spirituală. Ce ai făcut tu din copiii tăi? Și atunci, vă rog să rețineți expresia aceasta, pentru că ne întâlnim cu ea până la capăt. Ceea ce Mântuitorul numește aici, în cuvântul din Maleahii, Domnul a fost martor între tine și soția ta din tinerețea ta, arată că nu este o tranzacție în doi undeva, el și ea, ci este o tranzacție în trei, adevărata familie. Celelalte lucruri sunt asociații sau în pereche, sau cupluri, sau cuplat. Doi oameni s-au cuplat, au un cuplu. Sau o pereche, sau diverse feluri de asociații, sau cum este acum când l-am pușcat pe omul ăsta și pe vecinul. Dicea că el este în open relationship, open dar era, soția lui era available și atunci a, a urmat crima aceasta cumplită. Sau așa cum s-a spus la începutul ateismului în Rusia, femeia este proprietatea tuturor, te întâlnești cu ea pe stradă, nicio problemă, vine acasă, al cum fi copilul ăsta, a zis un om, ce nu știu dacă o fi al meu, cine poate să știe de unde și cum. Așa au ajuns lucrurile atunci când omul a deviat de la planul original al lui Dumnezeu. Noi suntem aici ca să înțelegem un lucru simplu de tot, dar de, de extrem impact, și anume chemarea noastră ca familie. Ce am eu de făcut în lucrarea aceasta? Ce aștepți tu de la mine, Doamne, care sunt așteptările tale? Și ajută-mă să nu găsesc liniștea, să nu mă așez niciodată în viață, să nu găsesc această fericire despre care am ascultat versul aici, să nu găsesc acest lucru decât când voi fi acolo unde mă aștepți tu pe mine și când voi fi acel om, ce fel de om ar trebui să fiu, eu, ce fel de tată, ce fel de soț, ce fel de frate, ce fel de soră, de pastor, de frate. Ce fel, întreabă Scriptura, ajută-mă să nu găsesc o dihna aceasta. Nu e un, să, să nu iau vreo pastilă care să-mi dea impresia că am vreun fel. Să nu găsesc o dihna până nu m-a așezat Dumnezeu și nu sunt ceea ce așteaptă El de la mine să fiu. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, prin faptul că uh, trăim și cultivăm uh, asemănarea cu Domnul Isus Hristos. M-am cu cineva și. Oh, zice, da. astăzi s-a pronunțat sentința. Știam că este în, în divorț. Astăzi s-a pronunțat sentința. Nu știu de ce, dar i-am spus, zic, nu. Nu s-a pronunțat astăzi. Nu are cum să se pronunțe astăzi. Și nu are cine. Biblia spune ce a pus Dumnezeu împreună. Omul nu poate să despartă sigur, sunt legi, sunt coduri, sunt jurisdicții fel de fel, tribunale, una alta. Aceasta nu înseamnă însă ceea ce Scriptura prezintă aici când spune ce a pus Dumnezeu împreună, omul să nu despartă. Acest cuvânt nu poate fi niciodată depășit sau înlocuit sau manevrat într-un fel sau altul. Este absolut imposibil. Dumnezeu a declarat imposibil. Și am spus, da, ne-am despărțit. Nu ai cum, zic. Nu ai cum să te desparți pentru că cei care s-au născut din voi vor fi pentru totdeauna imaginea ta și a lui, indiferent ce se întâmplă. Nu, nu se poate produce acest lucru. Astfel că totdeauna trebuie să păstrăm în mintea noastră că noi nu suntem împreună prin accident, ci pur și simplu Dumnezeu ne-a condus pașii și am ajuns în locul acesta și nu există om care să poată împlini. Ceea ce scrie aici în scriptură, să despartă. Nu. Există cineva care a pus împreună și, sigur, facem față sau suntem confruntați cu atâtea inimaginabile greutăți și probleme grave, datorită faptului că dușmanul care a hotărât la început să rupă legătura aceasta între soț și soție va lupta până la ultima suflare să facă lucrul acesta, știind că, prin familie, Dumnezeu va așeza. Lumina pe pământ. Știi lucrul acesta. Niciodată familia lui Dumnezeu, în partea asta a veșniciei nu va fi scutită de luptă. Este o luptă aceasta, de a ceea ce ne face pe noi să nu uităm niciodată chemarea noastră. Aceasta este chemarea noastră. Mă întreba odată la Speranța TV, Beatriz Lospazi, ce crezi că o să vină nenorocirile astea cu familia și în țara noastră, întrebat ea, și i-am răspuns acolo zic nu va scăpa nimeni. Toți locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia căror nume n-a fost scris în cartea vieții. Nu va scăpa nimeni la polul nord, nu va scăpa nimeni la ecuator, la... nu există scăpare din așa ceva afară de prezența lui Dumnezeu în viața și familia noastră. Răul va merge din rău în mai rău, așa cum este scris. Până acolo, încât scrie Biblia, toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, și după aceea a venit potopul. Nu vreau să intrăm în, 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 în științificul potopului. Dar astăzi se poate produce un potop într-o zonă oarecare, putem să producem potop doi ani la rând, putem să folosim pământul ca armă, armă tectonică, putem să producem cu Om, omul, Omul a învățat multe meserii între timp. Și nu o să discutăm noi despre natura potopului, dar o să discutăm despre cauza lui care este legată de pervertirea familiei. Înainte ca să se producă această stare nemai auzită pe fața pământului, în care răutatea este totală. Biblia scrie că oamenii s-au despărțit de planul lui Dumnezeu cu privire la familie și și-au creat planul lor propriu. Și-au luat pe cine au gândit și-au considerat, s-au născut acei oameni din aceste familii care, în final, au umplut pământul de violență, de cruzime, de bestialitate, de imoralitate nemai auzită. Și atunci au înțeles poate oamenii de ce un om este chemat să urmeze planul lui Dumnezeu, de ce, să, de ce să trăim în acest fel. Iată de ce, ca să nu se ajungă acolo. Când Dumnezeu a spus fă lucrul acesta, nu este un capriciu al lui Dumnezeu, ci este lumina lui Dumnezeu, a celui care știe unde duce drumul acesta. Pământul s-a umplut de răutate până acolo încât i-a ajuns la culme și Biblia spune sfârșitul oricărei făpturi este hotărât, nu de Dumnezeu, ci de răutatea de plină despre care vorbea Scriptura, dar, tot acolo scrie, dar, noi a căpătat har. Cu în toată lumea asta? Da, în toată lumea aceasta. Există o rămășiță aleasă prin har. El a căpătat har înaintea lui Dumnezeu și prin el astăzi viața este prelungită până la noi. Iubiții mei, în această împrejurare în care nu va fi chip de scăpare, și spunem întuitorul, dacă n-ar fi fost scurtate acele zile, nu scăpa nimeni, a, în așa fel este făcut planul, în aceste zile Dumnezeu a pregătit și are deschis pentru mine și pentru tine și pentru familia noastră lucrarea lui Dumnezeu prin care suntem păziți într-o astfel de lume. Și scrie în cartea profetului și voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Cine este acest proroc Ilie? Au discutat în timpul Domnului Hristos și le-a spus, zice, este Ioan. Dar ce lucrare a făcut el? El va întoarce inima părinților spre copii și va întoarce inima copiilor spre părinți înainte de venirea zilei Domnului. Astfel că, într-o lume atât de primejdioasă, într-o lume care este hotărâtă să nimicească, să distrugă chipul lui Dumnezeu în familia umană, într-o lume ca aceasta, Dumnezeu a ridicat acest zid de apărare. Voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinți. Nu este ușor să privim, Asupra acestor lucruri, așa cum ne sunt descrise aici în Genesis, cu privire la starea Pământului, unde s-a ajuns din cauza pervertirii familiei. Sunt astăzi oameni care, oameni care glumesc pe seama, pe seama aceasta. Satana nu glumește. El știe că aceasta e o problemă de viață și de moarte. Dumnezeu nu glumește de asemenea. După cum Dumnezeu a plănuit să, încopă, să acopere Pământul cu lumina Lui, Lumina aceasta va acoperi tot pământul. Am văzut un înger care se cobora din cer cu putere mare. Pământul întreg a fost luminat de lumină. Tot la fel, diavolul a hotărât să distrugă complet, să altereze, să desfigureze chipul lui Dumnezeu un oameni, ca să șteargă orice fel de amintire a numelului Dumnezeu. Nu e vorba de politică nimănui, nu e vorba de economie, nu e vorba de cultură, artă. Este vorba de un lucru direct, simplu și clar tot atacul acesta este îndreptat împotriva chipului lui Dumnezeu pe care l-a așezat el în familie și prin care copiii noștri și cei care vin după noi, generația aceasta, va purta mai departe cunoștința de Dumnezeu în lume. Dacă într-o generație s-a reușit stingerea acestei cunoștințe de Dumnezeu, următoarea generație, nu numai că nu se va naște, dar dacă s-ar naște, ar fi în întuneric. De aceea, Bunul Dumnezeu ne îndeamnă astăzi pe noi să fim acest dar, dar noi a căpătat har înaintea Domnului. Fi omul acela. Spune-i Domnului, Doamne, chiar dacă ar fi. Aș vrea să fiu, ce trebuie, învață-mă. Cum dum viața, ajută -mă. Dumnezeu va trimite pe prorocul Ilie care va întoarce inima părinților spre copii. Începe cu mine și cu tine. Am auzit multe jelenii la adresa tinerilor, copiilor sunt așa, pe dincolo, sunt pe dincolo. Astea le-am auzit, cum spune Pleșu, și cu 2000 ceva, dar înainte ziceau aceleași lucruri despre generația tânără. Absolut aceleași lucruri. Da, așa spunea Pleșu. Și cita dintr-o veche cronică grecească. Nici, ziceai că e luat de pe ziar din ziua de astăzi, dar Biblia spune nu, nu, nu începe cu această generație începe cu un părinte care dă exemplu unui copil cum arată pocăința, cum se pocăiește el în față, îl învață pe acest copil pocăința. Am avut uh, un profesor distins, un doctor mare, de la Redcliffe Hospital din Oxford, a salvat de la moarte soția președintelui care a pierdut i-a pleznit un vas la cap și a fost nemai auzită operația aceea spectaculoasă. De el a scris o carte care se numește Pe aripi de vultură am citit cartea dumnealui și am spus, domn profesor, domnul doctor, trebuie să subliniem chestia asta neapărat, trebuie să accentuăm lucrul acesta. Vulturul sau părinții nu predă numai zborul, uite, așa trebuie să zbori, ci ei predau pedagogia zborului. Învață pe pui cum să predea mai departe zborul, că dacă ăștia ar învăța doar cum să zboare, a doua generație nu ar mai exista. Îi învață cum să predea, cum să învețe la rândul lor. Și pe de o parte ei învață să zboară și pe de altă parte învață să predea zborul. Astfel că noi în familia noastră, noi nu creștem băieți și fete, cum ni s-a spus. Noi creștem mame și tați. Noi creștem soți și soții. Ei nu sunt ăia mei, ci ei sunt cei care mâine vor sta în fața celor mici a lor. Și pilda vieții noastre va fi transferată într-o generație viitoare pe când noi nu mai suntem aici. Tu te vei odihni și te vei scula și în partea ta de moștenire. Care este partea mea de moștenire? Păi ce ai lăsat în copiii tăi? Acest lucru s-a multiplicat prin generații și a ajuns până astăzi. Acesta este planul lui Dumnezeu cu casa noastră, cu familia noastră și lucrul ăsta nu trebuie pierdut din vedere nici dimineața la ceai, nici la școală, nici când vorbim, nici când îndreptăm lucrurile, nici când, când luptăm pentru ceea ce e bine și adevărat, nu trebuie uitat niciodată, nicio clipă, că eu stau în fața copilului meu ca să-i arăt acestui copil cum trebuie să fie un tată după voia lui Dumnezeu, cum trebuie să fie o mamă după voia lui Dumnezeu, cum trebuie să fie o familie după voia lui Dumnezeu. Aceasta îi transmit eu lui și el aceasta învață de la mine. Și cum știți povestea când a tăiat, i-a dat cerga aceea bătrânului să-l trimite de acasă pe taică -să. Și copilul i-a zis, tată, dă-mi apoi, tai un jumate. De ce să tai pe jumate? De eu ăsta, bătrânul, că pleacă și să-l trimitem de aici, dă eu să nu-l plouă. Nu, nu, dă-l apoi, pe jumate. Dar de ce să tai pe jumate? Păi o să-mi trebuiască și mie să-ți dau când pleci tu și nu o să am și așa, lasă jumate, ține aici în, în familie la noi. Vrând sau nevrând, copilul nu va învăța de la noi ceea ce doar am vrea să învețe și v-a învățat toate lucrurile, nu v-a cei spunem, ce îi predicăm de aici, ce scrie în carte, v-a învățat ceea ce ne vede pe noi că trăim. Aceasta va face copilul nostru și având în vedere lucrul acesta, nu trebuie să uităm niciodată că noi lucrăm împreună, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și împreună lucrători soțul și soția la acest obiectiv al lui Dumnezeu. Ați observat că în Genesa nu se spune că ei... Uh, sunt un singur trup? Nu. No. S-au născut un singur trup, nu. Nu scrie lucrul acesta. Scrie în versetul 24 din Geneza 2: Se vor face un singur trup. Se vor face. Dacă se vor face, un om poate primi sau poate respinge planul lui Dumnezeu. Ați observat că planul și intenția exprimată de-a lungul istoriei de oamenii care nu au avut credință în Dumnezeu sau care au luptat împotriva lui Dumnezeu, a fost, lui Dumnezeu, a fost crearea omului nou, vrem să creăm omul nou. Uh, și ni s-a spus acest lucru, dar lucrul acesta însemna cu totul altceva decât a lăsat Dumnezeu să se nască din familia lui numită sămânță dumnezeiască însemna cu totul, omul nou însemna cu totul altceva. Spre exemplu, pentru Hitler, omul nou știți ce însemna pentru omul ăsta fără niciun Dumnezeu. El era Dumnezeul lui propriu. El a spus așa, vreau să ridic o generație de tineri care să mai aibă conștiință, care să fie neînduplecați, care să fie nemiloși și cruzi. Asta înseamnă opusul sau respingerea planului Dumnezeu în lumea noastră vreau să creez acest fel de generație. Sigur că uh, cine, uh, cineva undeva se ridică, vai, dar ne amenință. Nu e nicio amenințare. Pe păi dacă doctorul spune de ce ești bolnav, îi te amenință când spune chestia asta? Te simți amenințat? Ha, dacă spune unde duce drumul ăsta, uite dacă vei continua acest fel de viață, uite unde ajungi în final. Este vreo amenințare în treaba aceasta? În timpul lui Eremia au fost foarte deranjați de faptul că Eremia le-a spus Vedeți că babilonienii vor distruge, dar nu va rămâne aici piatră pe piatră. Au fost extrem de deranjați. Ne amenință, au spus ei. Și ia să vedem când apărea Remia la biserică, ia să vedem o nouă amenințare, au zis ei. Care mai e amenințarea <laughs> cu ocazia aceasta? Și bunul Dumnezeu a spus lui Irimia, spunerea acestor oameni, că nu este o amenințare, ci este un adevăr. Este o consecință naturală a cursului lor. Fie în bine, fie în rău. De ce suntem astăzi chemați să reconsiderăm puterea, influența planului Dumnezeu cu privire la familia noastră? Pentru că lumea noastră, conform cărții profetului Isaia, se scufundă în besnă la acest capitol. Întuneric mare acoperă pământul, negură mare popoarele. În timpul acesta, peste tine are Domnul, spune Sfânta Scriptură, și slaba Lui se arată peste tine. În timp ce întuneric mare acoperă pământul. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și în această descriere a lui Pavel, despre vremile din urmă, găsim elementele pe care, care sunt în spiciul lui Hitler, în cuvintele lui Hitler. Scrie aici, vor fi neascultători de părinți, primul lucru care i-a învățat primul guvern comunist în Ungaria, în 1919, a fost să-și să bată joc de părinți. Să... Primul lucru care s-a întâmplat acolo, neascultători, după aceea scrie Scriptura, oamenii aceștia vor fi fără dragoste firească, ce e și-a bătut joc de așa, ce e părinți, copii, ce e soț, soție, zice <laughs> de dezgustător așa ceva, au spus dumnealor, în timp ce trăiau o viață Că le este rușine și frică istoricilor să scrie ce fel de viață au avut acești oameni care au vorbit așa la adresa. Și cum de a cumpăra planeta noastră această, această marfă? Cum de a găsit rezonanță în sufletul omului pe pământul nostru așa ceva? Dar a găsit. Vor fi vremuri grele să știi lucrul acesta. Și ele nu vor veni pe calea forțării, pe calea forței, ci ele vor veni pe calea înșelăciunii. După cum, și spune Pavel lui Timotei și ne spune nouă după amiază aceasta, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, imitau continuu prin spiritismul lor și prin vrăjitoria lor teribilă, prin demonismul de care erau stăpâniți acești oameni, imitau continuu adevărul foarte aproape ca o umbră și acest lucru se petrece în vremea noastră. Foarte greu va fi pentru broasca aceea care este băgată în apă și temperatura crește din ce în ce. Foarte greu va fi pentru ea să-și dea seama că temperatura s-a schimbat și în curând este mortală. Foarte greu. Doar Duhul lui Dumnezeu mai poate păstra pe cineva. Dacă n-ar fi fost scurtate acele zile, spune Domnul, n-ar scăpa nimeni. Dar prin harul lui Dumnezeu ele au fost scurtate și Sfânta Scriptură ne spune nouă că planul lui Dumnezeu. Cu niciun chip nu va cădea la pământ. Cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără rod, ci se va împlini până la ultimul. Noi trăim într-o lume astăzi în care omul își caută rostul pentru, nu pentru că nu-l știe sau pentru că l-a pierdut, ci pentru că îl refuză. Nu vrea așa ceva. El caută ceva, ceva care nu este. Și nimeni nu va găsi vreodată. Iar dacă cineva cu adevărat dorește să găsească și cineva vrea să fie, dacă vrei, dacă iubești viața, spune în Biblie, și dacă vrei să fii fericit acest, acest lucru, iată care este drumul. Știți ce, uh, uh, ce monstru a creat doctorul Victor Frankenstein? <laughs> Mary Shelley scrie această cumplită pagină în care doctorul ăsta creează o ființă din bucăți de la alte cadavre, de la alți oameni și uh, nu-i pune el numai acolo, dar asta când se recomandă, zice, eu sunt Adam al tău. Eu sunt, e un Adam nu făcut de Dumnezeu, ci este făcut de, uh, de om cu mintea lui. Acesta se întoarce până la urmă spre distrugerea tuturor din jurul lui. Aici duce drumul acesta, la care noi nu trebuie să cooperăm pentru nimic în lume nici măcar mental. Biblia spune, nu numai că fac lucrurile acestea de oameni, dar găsesc de bine, e bine așa, așa, găsesc de bine. Dumnezeu judecă și gândul nostru, niciodată în gândul tău să nu existe aprobare pentru rău, sub nicio formă, nici măcar la nivelul acesta. Și aș vrea să încheiem cu această mare făgăduință a lui Dumnezeu, pe care o găsim în Genesa 3 cu 15 când ni s-a spus în Maleahi, rostul și chemarea familiei este sămânța dumnezeiască, adică educarea copiilor în umblarea cu Dumnezeu, când ni s-a spus lucrul acesta, el era de fapt calea pe care urma să se împlinească făgăduința din Genesa 3 cu 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul în final și tu îi vei zdrobi călcâiul. Dumnezeu să ne ajute ca această promisiune a lui Dumnezeu să se împlinească în pătrățica noastră și prin noi și prin casa noastră, prin copiii noștri și prin lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu pe acest pământ. Amen! Cerescule Tată, îți mulțumim pentru... În alta chemare pe care ne-a adresat-o și a adresat-o familiei noastre, să purtăm chipul lui Dumnezeu asupra noastră în legăturile cu copiii noștri și cu cei din jurul nostru ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și mărturisim că stânca aceasta înaltă nu poate fi ajunsă decât cu ajutorul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ai pus un zid de apărare într-o astfel de lume. Îți mulțumim că în timp ce întunericul se întinde pe tot pământul, prezența Ta răsare peste sufletul nostru. Binecuvântă copiii noștri, Doamne, copiii bisericii, binecuvântă tineretul și copiii lumii noastre și fă ca prin mijlocirea vieții noastre ei să vadă lumina aceasta și să te aleagă pe Tine, Doamne, Dumnezeul nostru. Ne închinăm și îți mulțumim. Amin.